veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie Domnul nostru, despre care vrem să învățăm, să-L iubim mai mult, să ne asemănăm cu El și în veșnicii să fim împreună cu El. Lecția a patra din tematica Hristos și spășirea, moartea lui Iisus Hristos. Putem spune, privind în Scripturi, că scopul culminant al vieții Domnului Iisus Hristos a fost moartea ispășitoare. Iată ce spunea El în Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, versetul 45. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Acesta a fost scopul venirii sale. Să slujească și, deasupra tuturor, să își dea viața, să moară pentru oameni, pentru restabilirea întregului cosmos. Privind în Evanghelii, observăm că moartea Fiului Dumnezeu este evenimentul cel mai pe larg descris și ocupă în întreg Noul Testament un spațiu foarte larg. Mântuitorul nu le-a spus de la început ucenicilor ce avea să se întâmple. El i-a preluat și i-a învățat treptat scopul lui Dumnezeu. Și dacă observăm în Matei, capitolul 16, după ce ei au ajuns la o anumită înțelegere, El a deschis etapa a doua a învățăturilor sale. Aici, după ce Petru declară în 16:16, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Domnul spune care este scopul Său prin biserică. Și apoi citim de la versetul 21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Chiar Petru, care cu scurt timp în urmă declarase adevărul acesta măreț despre Domnul, n-a putut să primească ideea aceasta. Și mai degrabă a fost gata să se roage lui Dumnezeu să nu se întâmple una ca asta. Însă Domnul știa pentru ce venise. În ideea aceasta să deschidem și la 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2, unde Apostolul Pavel, păstrând imaginea vie a Hristosului care i s-a descoperit, a Hristosului pe care îl propovăduia, a scris, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Chiar dacă imaginea aceasta este cunoscută, și de-a lungul secolilor oamenii au deplasat centrul de greutate de pe Mântuitorul, pe cruce, și este plin de astfel de obiecte în lumea aceasta. Noi vrem să ne concentrăm atenția asupra Mântuitorului, asupra felului în care s-a derulat moartea și asupra însemnătății ei pentru toată istoria și pentru toată veșnicia. Haideți să privim mai întâi la o prezentare istorică prin prisma profețiilor Vechiului Testament și a narațiunii Noului Testament. Și în a doua parte să medităm mai profund asupra acestei morți ispășitoare. În Vechiul Testament întâlnim repetat profeții simbolice care prevesteau ispășirea. Legea ceremonială avea foarte multe aspecte care prefigurau și arătau cerința lui Dumnezeu în vederea ispășirii. Deschideți la Exod, capitolul 12, și amintiți-vă că, deși au fost pedepse și plăgi nemai întâlnite peste țara Egiptului, niciuna din acele pedepse nu s-a soldat cu eliberarea poporului sfânt, fiindcă Dumnezeu nu mântuiește lumea și nu salvează universul prin pedepse. Eliberarea lor s-a făcut în mod simbolic prin sângele mielului pascal, ca să prefigureze că salvarea tuturor din păcat se va face prin gestul asemănător al Fiului lui Dumnezeu. Și scrie aici, versetele 13 și 14, astfel: sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați
și s-o prăsnuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăsnuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Să nu se șteargă niciodată din memorie. Așa a fost pe tot parcursul Vechiului Testament, până când în Noul Testament citim în scrierea lui Pavel, 1 Corinteni, capitolul 5, înțelesul real și împlinit al mielului pascal. Iată ce a vrut Dumnezeu să le spună evreilor și întregii lumi cu acea imagine. 1 Corinteni 5, versetele 6 la 8. Nu vă laudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați a luat-o cel vechi, cum trebuiau să facă și evreii în acele zile, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. Doamne, ajută-ne! Apoi, vreau să vă amintesc doar din Numeri, capitolul 21, versetul 9, episodul cu șarpele de aramă. O minune foarte specială. Într-un moment de slăbiciune și de păcat, Dumnezeu a pedepsit poporul prin șerpi, dar tot el a fost cel care le-a pregătit salvarea. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Și deschidem în Noul Testament, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, să vedem adevăratul înțeles, adevărata imagine la care oamenii trebuie să privească pentru a fi salvați. Versetele 14 la 16. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și este vorba efectiv de înălțarea de pe cruce, din momentul morții, al sacrificiului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pe lângă aceste profeții generale ale ispășirii, ale salvării, în Vechiul Testament întâlnim profeții specifice care privesc în mod concret evenimente din viața Mântuitorului, cu accent pe evenimentele din jurul morții. Să luăm doar două pasaje din Vechiul Testament. Ele sunt multe. Psalmul 22 și de la versetul 7, să observăm ca unii care cunoaștem acum evenimentele din timpul răstignirii, cum aceste profeții s-au împlinit. Și dacă v-am amintit înainte profeții generale, iar acum profeții specifice, din acestea două, înțelegem că Dumnezeu a avut un plan general, un plan veșnic, așa numit în Noul Testament, dar totodată că El în acest plan n-a schițat doar punctele mari. Dacă a fost profețit în Vechiul Testament și că vor trage la sorți pentru haina Lui și ce îi vor da să bea, înseamnă că Dumnezeu cu lux de amănunte a cunoscut totul și a fost gata și în putere să deruleze totul după sfatul dinainte al voiei sale. Să citim. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine. Își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă, la pieptul mamei mele, pe când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, că se apropie necazul și nimeni nu vine în ajutor. Versetul 15. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în țărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară o ceată de înlegiți, dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta, Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Și mai adăugăm Isaia 53, acel capitol minunat, despre care unii sceptici n-au putut să înțeleagă și să creadă că a fost profețit cu sute de ani înainte. Ei considerau că creștinii l-au vârât acolo ca să justifice învățăturile. Noi credem însă din toată inima că Dumnezeu a anticipat și pentru evrei și chiar pentru noi aceste lucruri au fost scrise în Biblie. Să citim de la versetul 4. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit,
lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Versetul 9. Groapa Lui a fost pusă între cei răi și mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui. Dacă ar fi fost vorba de omorâre în stilul evreilor, iar ar fi trebuit să fie prin uciderea cu pietre, dar atunci nu s-ar fi împlinit întru totul profețiile. Omorârea a fost după stilul roman, că Dumnezeu anticipase și acest aspect. Acestea fiind spuse, facem o comparație de aici. Dacă în vederea primei veniri a Domnului toate au fost profețite și s-au împlinit, se vor împlini și în vederea cele de-a doua veniri întru totul. Atunci ne vom arăta și noi alături de El în slavă. De aceea, haideți să fim astăzi alături de El, în prima sa imagine, ca atunci să ne bucurăm din plin la venirea Lui. Amin. Să privim în Noul Testament și, repet, chiar dacă se cunosc aceste pasaje biblice, vreau câteva versete din Evanghelie să vă citesc. Poate ați întâlnit oameni care au trecut prin niște operații grele, au trecut pe front prin niște situații cu totul speciale și povestesc în mod repetat acele întâmplări. Își prezintă evenimentele. Nu cred că există un eveniment mai măreț în toată istoria decât acesta. De aceea și la singura sărbătoare oficială a Noului Testament, cina Domnului, evenimentul despre care trebuie în mod neapărat să ne amintim este moartea Mântuitorului. O facem și noi în câteva versete în mod succint la studiul acesta. Am împărțit evenimentele de la moarte în două, de la trădare la condamnare, adică de seara, de noaptea, de după rugăciunea din Ghețimani și până dimineața la orele 9, când la ceasul al treilea din zi Mântuitorul a fost pus pe cruce. Pe acest traseu Mântuitorul a suferit în tăcere și a răspuns, cum a făcut-o și pe cruce, doar atunci când a fost necesar. Doar a afirmat că El este Hristosul, doar i-a spus lui Pilat că El este împărat, doar a cerut apă, doar a spus că este sete pe cruce ca să împlinească Scriptura, doar a mai spus acele cuvinte frumoase tâlharului, în total sunt 7 expresii de pe cruce și altele înainte pe perioada judecății. Să deschidem la Luca 22 și să citim de la versetul 41. Aceste evenimente au debutat cu rugăciune. Mântuitorul știa ce este în față și, ca de obicei, s-a rugat mai întâi. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, îngenunchiat și a început să se roage, zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Continuăm cu versul 53. După ce au venit trădătorii cu cei care erau gata să-l aresteze, El le-a zis: în toate zilele am cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. De la 67, apoi: dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Iisus le-a răspuns: dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde, nici nu veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au răspuns: ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și El a răspuns: așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci i-au zis: ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura Lui. Am punctat aceste versete și vă rog să vă reamintiți că în lecțiile trecute am afirmat, bazându-ne pe ceea ce este scris, că Dumnezeu pregătise din timp în iubirea sa și în înțelepciunea sa planul salvării. Și vă rog să observați siguranța Mântuitorului, exactitatea cu care El privea și primea toate evenimentele care se derulau. Există unele păreri teologice conform cărora a fost o întâmplare și Mântuitorul a fost martir. Toate acestea au fost planul lui Dumnezeu. Exact cum spunea Iosif fraților săi: nu voi m-ați vândut. Și Dumnezeu a rânduit ca să vin aici și să fiți scăpați voi. Citim și din capitolul 23.
După ce au avut mărturia aceasta, căci Hristosul a fost condamnat pe baza afirmației lui că este Hristosul. Altă vină nu i-au găsit. S-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și au început să-l părească și să zică: pe omul acesta l-am găsit ațițând neamul nostru la răscoală, oprind a plătit bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. În fața lui Pilat au insinuat și alte acuzări, fiindcă doar faptul că el este Hristos era un motiv religios și nu era suficient ca să fie condamnat de către autoritatea romană. De aceea ei l-au acuzat și de alte lucruri, de care, prin cercetare, Pilat nu l-a găsit vinovat. Și de aceea, la judecata în fața lui Pilat, el a fost condamnat datorită strigătilor poporului, din slăbiciunea lui Pilat, ca să nu provoace o răsmeriță. Nu fiindcă el l-a găsit vinovat. Așa după cum mai târziu a fost judecat Pavel și a scris omul de atunci care răspundea: îl trimit la Roma fiindcă el a cerut, nu fiindcă găsesc vreo vină în el. Iată ce spune în versetul 4 și 5. Pilat a zis preoților celor mai de seamă și norodilor: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau: întărât în orodul și învață pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici. Vedeți cum sunt împletite motivele, parte din supărarea lor și parte din motive care ar fi justificat în fața dreptului roman o condamnare. Apoi este prezentată prezența Domnului Hristos în fața lui Irod și spune în versetul 9 că acesta i-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. N-a vrut să dialogueze sub nicio formă cu el. Și mai deschideți, vă rog, la Ioan capitolul 19, unde avem alte amănunte. Voi citi de la versetul 8. Citim și 7. Iudeii au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară. Bine ziceau ei sub acest aspect, dar sub alt unghi decât cel al înțelegerilor. Pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești. Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tare are un mai mare păcat. Să privim acum la momentul răstignirii, momentul de pe Golgota, de la versetul 17. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Și imaginea aceasta a fost simbolic. El a murit pentru toți, dar de o parte sunt cei mântuiți, precum tâlharul, iar în partea cealaltă, cei care sunt vrednici de moarte, dar vor muri nemântuiți, fiindcă vor respinge imaginea Mântuitorului atunci când va fi foarte aproape de ei, cum a făcut-o unul din cei doi. Să continuăm de la versetul 28. După aceea, după 6 ore pe cruce, de la 9 dimineața până la 3 după masă, dintre care de la 12 la 3 a fost întuneric peste toată țara, și vom citi imediat aceasta din Marcu, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet, ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Iată cum se împlinea ce a zis Mântuitorul în Matei 5. Adevărat vă spun că nu va trece cerul și pământul fără să se împlinească orice frântură de iotă din lege. Dacă Mântuitorul cu atâta exactitate a vrut ca totul să se împlinească, oare de ce noi suntem uneori neatenți? Și unele aspecte care ne se par minore, lipsite de importanță, nu ne trudim să le împlinim. În agonia morții a fost gata să împlinească ultimul pasaj care mai rămânea de împlinit. Și noi poate uneori, nu în agonia morții, doar dacă suntem puțin obosiți sau stresați, nu mai împlinim. Tot aici este descrisă și îngroparea. Spre deosebire de ceilalți doi, el a murit pentru a nu-i fi zdrobite fluierele picioarelor, pentru a nu fi încălcată profeția biblică. Și de la versetul 38 este scris: după aceea, Iosif din Arimatia, care era un ucenic
a lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat a dat voie, el a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Și împreună cu Nicodim, i-au pregătit un mormânt, l-au pregătit în mod corespunzător și astfel a fost îngropat. Dar după cum știți, pentru foarte scurt timp. Adică, exact cât era prevăzut în Scripturi. Aici din nou apare o chestiune mai dificilă de interpretat. Este scris că Mântuitorul avea să stea în mormânt 3 zile și 3 nopți, după cum a fost prefigurat prin activitatea lui Iona, sau mai exact, inactivitatea lui. Dar de vineri până duminică nu sunt 3 zile. De aceea, unii cercetători ai Scripturilor sunt de acord că evenimentele s-au derulat cu o zi mai repede și Hristosul a fost răstignit în ziua de joi. Din 2 motive. 1. Atunci cele 3 zile sunt exact 3 zile. Și al doilea, din așa numita săptămâna patimilor, săptămâna mare, în toate zilele din Evanghelie se pot reconstitui activitățile, cu excepția unei zile. Pentru ziua de miercuri nu există nicio referință. Doar dacă punem cele de joi, inclusiv cina, pe seama zilei de miercuri. Dar eu nu fac polemică din toate acestea. Vi le-am spus doar ca să le știți. Am spus doar că mă adaug din Marcu, exact oralul răstignirii, Marcu 15, versetele 25 și 33 la 37. Când l-au răstignit, era ceasul al 3-lea. La ceasul al 6-lea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al 9-lea. Și în ceasul al 9-lea, Iisus a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru cei mai părăsit. 37, dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. Moment în care, adăugăm și 38, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos, fiindcă în mod simbolic descria că accesul se face pe altă ușă. Perdeaua nu mai trebuie dată la o parte de marele preot din seminția lui Aaron, a dat-o la o parte pentru totdeauna marele preot după rânduiala lui Melchisedec, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Aceasta e calea cea nouă și vie despre care spune Scriptura și pe care avem și noi acces la Dumnezeu. Să privim acum, după ce ne-am reamintit în mare prezentarea biblică a morții Fiului Dumnezeu, la necesitatea ispășirii. De ce a fost nevoie să moară Fiul lui Dumnezeu? Nu putea Dumnezeu, în tot înțelepciunea Lui, să găsească altă soluție? Nu se putea rezolva problema păcatului nostru, a mântuirii noastre și a reorganizării cosmosului fără aceasta? Cred că, pe de o parte, trebuie să ne dăm seama că este un plan bine gândit de Dumnezeu și, pe de altă parte, să ne dăm seama că Dumnezeu a făcut o lucrare pe mărimea Lui. Dumnezeu a făcut o lucrare de dimensiunea Sa. După cum spune Biblia, că Solomon a dat daruri vrednice de un împărat ca Solomon și Dumnezeu a dat un dar pe dimensiunea Sa de Dumnezeu. Greșit se interpretează uneori că Domnul Hristos a trebuit să plătească un preț diavolului și astfel s-a negociat răscumpărarea noastră. Noi eram vândut și altfel am redevenit în proprietatea lui Dumnezeu. Nu cu diavolul trebuia rezolvat ceva. El trebuia înfrânt, dar în primul rând și în mod fundamental trebuia satisfăcută dreptatea divină. Spuneam că atributele fundamentale ale lui Dumnezeu sunt sfințenia și dragoste. Crucea Mântuitorului le împlinește pe amândouă. Sfințenia și dragoste. Să mai citim o dată în Exod 34, la felul în care s-a descris Dumnezeu pe sine, ca să înțelegem caracterul. Versetele 6 și 7. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea. Și pasajul continuă. Acesta e Dumnezeu. Este extraordinar de bun, dar pentru el vinovatul rămâne vinovat. I-a spus lui Adam foarte clar, în ziua în care vei păcătui, vei muri. Dumnezeu nu are toleranță decât eventual în timp. Te îngăduie o vreme.
Dar la Dumnezeu nu se fac rabaturi în legea sa. Este veșnică, este stabilă. Să citim și din Noul Testament, Romani, capitolul 4, versetul 25, unde scrie de ce a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre. Nu se putea altfel. Cuvântul lui Dumnezeu nu putea fi călcat. Plata păcatului este moarte. Asta nu o cere diavolul. El cere doar ca Dumnezeu să aplice legea sa sub acest aspect și consecința să intre pe rol. Că nu diavolul a spus că omul va păcătui când va muri. Diavolul a zis că n-a murit. Cu un alt scop, evident, a spus el. Și a fost înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Am fost justificați, îndreptățiți. De aceea spune în 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Jertfa divină a fost singura posibilitate de iertare. Iată ce citim în Evrei, capitolul 9, o epistolă foarte bogată în explicarea acestor adevăruri, ale necesității, ale rolului lucrării Mântuitorului prin moarte și slujba sa de mare preot. 9, de la versetul 15. Și tocmai de aceea, el este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei care au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduit. Deci în Hristos s-a schimbat Constituția și în Romani sunt lucrurile acestea deschise pe larg și noi vom reveni asupra lor în lecțiile viitoare. Legea a luat un raport față de noi sub un alt articol. Citim mai departe. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului rod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână, stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. După cum, fac o paranteză, și Mântuitorul a sfințit și locurile cerești alături de norodul care este sfințit în vederea mântuirii. Totul a fost curățit. Și după lege, acele lucruri din Vechiul Testament, după legea Vechiului Testament, și toate lucrurile din univers după legea veșnică a lui Dumnezeu, ca și fond al ei, nu doar ca formă prin cele 10 porunci. Aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. În Vechiul Testament, și cu aceasta vreau să vedem că jertfa Mântuitorului este o jertfă desăvârșită, se făcea sfințirea prin sângele animalelor. Oamenii erau despovărați, dar nu jertfa aceea le aducea absolvirea de păcat, ci credința că prin jertfa aceea Dumnezeu îi socotește nevinovați. Ce spune Scriptura începând cu Abel? Prin credință a adus Abel o jertfă mai bună. El a adus întâiul născut sau întâile născute ale turmei sale. El a avut o înțelegere spirituală foarte înaltă și prin Duhul a prefigurat că Dumnezeu va da pe întâiul său născut ca jertfă. Jertfele din Vechiul Testament, vom citi și aici, aveau doar un rol vremelnic până la venirea adevăratei jertfe. Să citim de la versetul 13. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, în mod special cele din urmă, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Iată ce rol extraordinar! Și tot pentru a observa superioritatea netă a jertfei Mântuitorului, citim și în Fapte 13, unde Pavel, într-una din predicile sale, zice
de la versetul 38. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și evreii erau obișnuiți cu jertfa pentru păcat. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Ea n-a fost desăvârșită, a fost un îndrumător spre Hristos, o umbră a adevăratelor lucruri, a lucrurilor viitoare. Amintiți-vă în Vechiul Testament și puteți lectura acasă, în mod special, în primele capitole din Cartea Levitic, jertfele care se aduceau, ardere de tot, jertfă de mâncare, jertfă pentru ispășire, pentru vină, jertfă de mulțumire. Toate acestea îl prefigurau pe Mântuitorul. El efectiv le-a împlinit pe toate. De aceea, în Noul Legământ nu mai este nevoie de nicio jertfă. Sub aspectul sacrificiului în vederea iertării, jertfele noastre privesc slujirea noastră, cum spune în Evrei, binefacerea și dărnicia, jertfe bine primite, lauda buzilor noastre, dar cât e de ușor să faci un bine și să lauzi pe Domnul cu o cântare și să fii tu cel iertat și ai primit viață, fiindcă a fost el sacrificat. Și acum vreau să privim la cel mai înălțător moment descris aici în Evrei 9. Amintiți-vă că atunci când Moise a dat poruncă copilului Israel să aducă materiale pentru cort și Bețaleel și Oholiab au construit cortul, el a avut o vedenie pe munte. El a văzut un cort, un prototip. Și Dumnezeu le-a întipărit încât el să spună poporului cum să-l fac. Scriptura spune că acel cort a fost construit după imaginea unui cort sau unui templu din ceruri. Mântuitorul este prezentat aici în Evrei 9 în calitatea sa dublă, și de preot și de jertfă, prezent în cer înaintea lui Dumnezeu și făcând ispășire pentru noi. Să citim aceste versete și vă rog, meditați la momentele acelea când în ceruri s-a petrecut acest eveniment. Citesc de la versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și de la versetul 24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească. De aceea a zis el, demolați templul de pe pământ. El urma să intre într-un alt templu. Deci cel făcut de mână omenească a fost făcut după chipul adevăratului locaș de închinare. Și Hristos a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot, care intra în fiecare an în locul preasfânt, cu un sânge care nu este al lui. Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul viacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Binecuvântat să fie el pentru lucrarea aceasta. Din acel moment, în ceruri, lucrurile s-au schimbat. Tot trecutul omenirii a fost grațiat. Sângele Mântuitorului a rezolvat totul. Și el, ca să asigure o mântuire desăvârșită, a rămas și este la dreapta Tatălui în ceruri și mijlocește pentru greșelile care mă apar în viața de pocăință. Vom vedea în ultimul punct, cel aplicativ, înțelesul care se răsfrânge în dreptul nostru și care este partea noastră în fața acestei lucrări. Domnul Hristos a substituit întreaga umanitate. Cum spuneam într-una din lecțiile trecute, El a murit pentru întreg neamul adamic, ceea ce n-au înțeles evrei de la început. A făcut o substituire, devenind Dumnezeu om, intrând în neamul uman, păcatele tuturor s-au răsfrânt asupra Lui. Și sfințenia și viața sa veșnică ne-a fost dăruită nouă. Realizarea efectivă a iertării, a răscumpărării se face prin credință. Acesta este actul justificativ lăsat de Dumnezeu. Ce procedură! În mintea noastră apare această informație, Duhul lui Dumnezeu o stabilizează, ne dă înțelegerea acestor adevăruri și noi credem. Și lui Dumnezeu este suficient. Iată ce scrie în Efeseni capitolul 2, versetele 8 și 9.
căci prin har ați fost mântuiți. Privind la oferta lui Dumnezeu, e un har. Și acum privind la felul în care împărtășim acest har, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nici măcar vreun înger din ceruri. 2 Timotei 1:9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, din punct de vedere al planului și la împlinirea vremii și în mod efectiv atunci când Mântuitorul a intrat în templul din ceruri cu sângele Său ca să facă stropirea și ispășire. Și adaug partea concretă a noastră, Roman 10, moment care noi îl înregistrăm după primirea cuvântului, cu ocazia botezului, mărturisirea credinței. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Aici vreau să nu neglijăm și să nu facem zadarnic harul lui Dumnezeu. Mântuirea se primește prin credință și are drept oricine la ea, dar trebuie păstrată. Oamenii trebuie să rămână în har. Aceasta am putea spune că e lecția a doua după propovăduirea lui Hristos. Peste tot, dacă observați în Faptele Apostolilor, ei îndemnau să stăruie în har, să rămână în har. Fiindcă, spune Scriptura și vom citi în Evrei 10, Hristosul nu mai poate fi răstignit a doua oară. Există un unic formular pentru fiecare din noi, pentru toată veșnicia. Nu va elibera nimeni duplicat. Nu există un al doilea exemplar prin care omul să fie iertat și grațiat. Scrie aici, în Evrei 10, de la versetul 26, astfel. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Că cele din vechiul legământ au expirat și doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Deci, după o perioadă de grație pe care Dumnezeu o știe, dacă se tot împotrivește, el poate ajunge să devină insensibil, sfârșește prin a fi lepădat și nu mai are nicio șansă de mântuire. Ajunge în postura diavolului și a îngerilor lui, care nu mai pot fi recuperați. Și acum deschideți la Roman 6, unde, așa cum vă spuneam, că actul acesta devine real în momentul botezului. Dar pe lângă actul în sine al mărturisirii, care constituie semnătura noastră pe acest document, există și o procedură practică, nu doar a botezului prin scufundare, ci mult mai adâncă. Iată ce spune Roman 6, de la versetul 3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui, în virtuția morții Lui. Altfel puteam să fim botezați de N ori. N-avea nicio valoare. Deci noi prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Și nu uitați, când un om se pocăiește și toată viața după aceea, întotdeauna când te gândești la păcatele tale, să te gândești la ele prin prisma morții Domnului și vă întreb, de ce ar trebui să ne doară mai rău? De păcatele noastre sau de faptul că Mântuitorul a murit? Este echivalentul una celelalte. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. Deci, efectiv, are loc și la noi o moarte prin răstignire. Altfel, moartea Lui n-are valoare pentru mine. Numai dacă eu rămân răstignit. Numai cu această condiție
Moartea lui îmi dă mie viața. Fiindcă dacă nu răstignesc euul, euul îl va răstigni a doua oară pe Hristos. Și asta nu se poate. Nu euul nostru l-a răstignit prima dată? Nu-l lăsa să răstignească și a doua oară. Spuneam că pot să apară unele greșeli și spune Ioan în epistola sa că noi avem scrise atâtea învățături și sfaturi să nu păcătuim, dar dacă cineva a păcătuit în sensul că n-a vrut, dar a fost ispitit și nu a trecut cu bine acel examen, avem la Tatăl un mijlocitor. Dar dacă îți bați joc și sfidezi în mod repetat și întristezi pe Duhul Sfânt și aceasta se poate face începând cu vorbirea, cu gândirea, cu niște fapte necontrolate, nu o să se lupte Duhul de apururea cu tine, o să te lase și te-ai pierdut. Și vreau să continuăm cu câteva versete. De la versetul 10, fiindcă prin moartea pe care a murit, el a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, cum am citit în Evrei, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu, tot așa și voi înșivă. Și aici este aplicația. Toate celelalte trebuie să rămână în mintea noastră cu litere mari, dar partea aplicativă trebuie înfăptuită. Tot așa și voi înșivă. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Singura șansă este să asculți total de îndemnul Sfântului Duh. Să nu-ți bați joc de Fiul lui Dumnezeu. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Vorbirea, gândirea, ochii, mâinile, picioarele. Ca niște unelte ale nelegirii, cum spuneam că uneltele sunt la noi, diavolul pune în mamânerul. Ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii, din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci Hristosul nu doar că a murit pentru noi, El a înviat să trăiască în noi. Și viața lui Hristos, ori de câte ori trăiește, e tot ca cea care a trăit-o acum 2000 de ani. Nu va trăi Hristosul altfel decât așa cum este El, în mod desăvârșit. Hristosul când a trăit, vă spuneam că s-a luptat să împlinească orice pasaj biblic. În noi va avea aceeași sete. Când Duhul lui Hristos va fi în noi și tot se zbaturi să spună cel din Romani, o fiți Duhul Sfânt sau nu? Acolo e definit Duhul lui Hristos. Duhul lui Hristos care este în noi, Duhul lui Dumnezeu. Că ei n-au nimic separat, nici în contradictoriu. Se va lupta după cum s-a luptat atunci și a zis, eu nu fac nimic de la mine însumi, numai după cum îmi spune Tatăl. Doamne, ajută-ne! Iată de ce spune Scriptura, la ce făgăduințe avem noi, cât de mult ar trebui să ne păzim de orice întinăciune a Duhului și a cărnii și să ne ducem sfințirea până la capăt. Doamne, ajută-ne! Închei, reamintind încă o dată, acum după ce am dovedit în măsura în care Dumnezeu ne-a dat lumină și afirm că scopul suprem al întrupării, explicat în Scripturile Vechiului și Noului Testament, este moartea ispășitoare, răscumpărătoare a Domnului. Prin moarte, El a obținut mântuirea noastră, reabilitarea întregului cosmos și o slavă specială de mântuitor. Dacă veți urmări în imaginile apocaliptice, veți vedea un miel care părea junghiat. Pe lângă slava care a avut-o înainte, pe lângă atributele fundamentale, veșnice, divine, El are o onoare specială în ceruri. Hai să citim din cartea Apocalipsei, capitolul 5. Ei ziceau cu glas tare, cine? M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasuri multor îngeri, o imensitate. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând, să ne audă Domnul și pe noi. Și tot mereu, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau, amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Oștirea cerească l-a văzut pe Mântuitorul prezent în ceruri cu sângele său să facă ispășirea. Și imaginea aceea a rămas vie în ceruri și ei o pomenesc în laudele lor înaintea lui Dumnezeu și înaintea Fiului Său. Să o facem și noi, ori de câte ori avem ocazia și niciodată
să nu fie șterse din mintea noastră. Fiindcă așa cum spunea un poet în versurile sale, oricât vom fi urcați din slavă în slavă, al crucii nimb va fi mereu mai sus. Doamne, fii slăvit pentru toate acestea. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.